plouă cu acuzații grave la Spitalul Județean Constanța, pe lângă cele legate de bacteriile și pacienții care mor pe capete cu un singur diagnostic, cel de stop cardiorespirator, unele acuzații ale aparținătorilor sunt halucinante și de natură penală. Ce-mi doresc? Să te ajut pe dumneata, că poate mâine este mama dumitale. Dumneata știi că pe terapie intensivă, domnul... M-am enervat și o să spun tot, îmi pare foarte rău. Acum o lună, v-am informat că asistenta șefă de pe terapie intensivă vinde medicamente prin concubinul dânsei. Când? În 2013? V-am informat acum o lună. Când? În 2013? V-am rugat să-mi treceți și să-mi scris lucrul ăsta, inclusiv organelor abilitate. Acuzațiile au mers chiar mai departe cu zeci de oameni care ajung să moară pe paturile de spital fără să fie hrăniți corespunzător. Nu sunt hrăniți oamenii de pe neurologie și cum mor 15 zi, în 10 zile, știți? Deci un pacient pe neurologie deseori se întâmplă să-i fie afectată de glutiția, da? Caz în care îi se pune un tub nasogastric. Pe neurologie Constanța nu se întâmplă. În neurologie, în Constanța, procedurile sunt cu totul altele decât în alte spitale. A fost și în Floreasca, a stat și acolo o lună jumate, zi de zi cu el. Aici oamenii nu sunt hrăniți, dacă realizați. Cum s-ar putea vindeca? Medicamente spitalul nu are, se pun în bilet. În acest moment, fostul manager al spitalului Dănuț Căpățână se află în arest preventiv, fiind acuzat de luare de mita. Primul vizat pentru demitere este directorul medical Mihnea Avram, care cel mai probabil nu se va mai întoarce pe post când va reveni din concediu. Domnul director, Avram este cel care este cu frigiderul? Și de ce mai e director dacă a știut de aceste probleme și încă îl țineți? În toată debandada de după arestarea lui Căpățână, managerul interimar a primit un termen limită să facă ordine în organigramă. Cătălin Grasa a preluat interimatul conducerii Spitalului Județean Constanța, iar în acest moment ministerul a asistat toate concursurile pentru managementul spitalelor până la finalizarea unei noi legislații în acest sens.